1, 2. 1, 2. 1, 2. Doamnelor și domnilor, stimați elevi, și foarte cuminți elevi, pentru ca să putem să începem această sărbătoare pe care o așteptăm de ceva timp, să ne pregătim să intrăm în spiritul Crăciunului, rugămintea mea este să respectăm câteva reguli și anume, absolut toată lumea își închide acum telefonul mobil. De asemenea, dacă există situații speciale, sper să nu apară așa ceva, în care doriți să părăsiți sala de spectacol, acest lucru se va întâmpla strict în pauze. Avem actori, avem oameni care doresc să vă aducă acasă Crăciunul, în marea familie șagunistă. Să nu uităm niciodată, Crăciunul nu este un interval de timp, este o stare de spirit. La mulți ani tuturor, să lăsăm actorii să-și ducă spectacolul. Bună seara! Stimați profesori, bunici, părinți și copii! Tare mult mai trebuie să iubiți școala dacă și în după amiaza aceasta minunată ați venit la școală să faceți lecții, ce altceva. Într-o școală încărcată de o așa bogată tradiție în ale învățăturii, la ce v-ați fi așteptat? Deau și adulții candorile lor. Un înțelept dintre aceștia parcă spunea: în clipa în care am încetat de a fi copii, am murit. Dar ce mai tu, ravura, poftiți în bănci că începe ora de dictare. Doi și cu doi fac 4, 4 și cu 4 fac 8. 8 și cu 8 fac 16. Acum repetați. 2 și cu 2 fac 4. 4 și cu 4 fac 8. 8 și cu 8 fac 16. Dar iată pe cer pasărea liră. Copilul o vede, copilul o aude, copilul o roagă. Pasăre, scapă-mă! Pasăre dragă, joacă-te cu mine! Atunci pasărea coboară și se joacă cu copilul. Repetați! 2 și cu 2 fac 4, 4 și cu 4 fac 8, 8 și cu 8 fac 16. Dar 16 și cu 16 ce-o fi făcând? 16 și cu 16 nu fac nimic și în primul rând n-au niciun chef să facă 32 și o șterg afară cât pot mai curând. Termină secătura, nu trâncă în gol. Și copilul a ascuns pasărea în pupitru și toți copiii o aud cântând și toți copiii muzica aud. Și 8 cu 8 se cară binișor, 4 cu 4, 2 cu 2 o șterg frumos la rândul lor. Și 1 cu 1 nu fac niciunul, nici 2, ci fug și nu se uită niciunul înapoi. Și pasărea liră cântă și copilul cântă pe când pereții clasei se prăbușesc domol. Și geamurile redevin nisip, cerneala redevine apă și creta stâncă lângă mare. Pupitrele în arbor se prefac, penițele în instrumente muzicale. Să le ascultăm cum sună însuflețite de fanfara colegiului.
deși am început de scurt și prin participarea elevilor, prin participarea unor colegi care, vă mulțumesc, dar cred că se aude, unor colegi de la operă sau de la facultate, sau foști, absolvenția al liceului Șaguna, am putut să contribuim și noi puțin la acest moment al bucuriei dumneavoastră. Vă urăm un an bun, multă sănătate în primul rând și tot ceea ce vă doriți să vi se împlinească. La mulți ani! Vă mulțumesc! De seamă, dragi invitați, că aceasta nu e orice școală, cu cretă doar, caiete și ore de citit, ci este o școală ca în poveste. Chiar așa, Marina, tu ce părere ai? Care povești a trebuit spuse la o serbare ca aceasta? Cred că în această minunată seară nimic n-ar fi mai potrivit decât o poveste cu regi și regine, ca cea pe care o ții minte de la serbarea din clasa 4. Dați-mi voie! A fost odată un rege ce porunci făcând un semn: vreau ca măgarul meu să aibă clopoței de lemn. Regina spuse: pe asin eu vreau clopoței de frasin. Iar prințul: pe măgar eu țin să fie clopoței de pin. Grei prințesa blând și tandru: eu vreau de lemn, de palisandru. Nebunul se rosti și el: vreau clopoței de păducel. Și-au trimis după tâmplar, dar el avea cireș amar.
Drăguță povestea ta, dar nu crezi că ne-ar trebui o poveste demnă de sărbătoare de la Șaguna? Plină de sens și mai vestită? I-am auzit pe colegii noștri de la Teleas vorbind despre o tradiție de a pune în scenă, de Crăciun, o poveste veche și frumoasă cu păstori și magi. Oare de cât timp răsună ea în această sală, de câte ori se pregătesc oamenii pentru întâmpinarea nașterii Domnului? Răspunsul l-au pregătit colegii noștri de la Teleas. Conform DEX, Dicționarul Explicativ al Limbii Române, vicleimul, vifleim sau viflaim în Transilvania, irozii în Moldova, este o dramă populară jucată în ziua de Crăciun în biserică sau în curtea bisericii, având ca temă nașterea lui Hristos. Conform matematicii, se dă problema. Știind că vicleimul se joacă în șaguna de 24 de ani, ceea ce înseamnă 24 de reprezentații, să se afle numărul total al celor care au fost pe această scenă, știindu-se că în fiecare reprezentație există un irod, o irodiadă, trei magi, trei soldați și câte un înger. Ei, ați aflat rezultatul? Vă spun eu, sunt 216 copii care au jucat în scenetă și rezultatul e totuși aproximativ, fiindcă uneori au fost chiar mai mulți, iar ecuația este oricum descrisă spre infinit. Conform DAS, adică Dicționarul Afectiv al Șaguniștilor, o carte care așteaptă să fie scrisă, viflaimul este chiar sâmburele de suflet pe care regretatul profesor Sorina Pan l-a sădit în urmă cu aproape un sfert de secol în șagună. Atunci când a oferit profesorilor de română o broșură care cuprinde viflaimul în patru scene. Gestul profesorului nostru era el însuși unul jucăuș, dar și o încercare pe care o făcea ca să vadă dacă în solul șagunist poate rodi o mlătiță de tradiție. Faptul că ne aflăm azi aici, pentru al 24-lea an, arată că profesorul Apan a intuit corect. Șaguna este un sol fertil, pe care gândurile bune înfloresc frumos atunci când ajung pe mâna unor oameni pricepuți, elevi și profesori. Viflaimul este astăzi un moment nucleu al spectacolului de Crăciun. Este momentul afirmării celor mai mici și mai jucăuși dintre șaguniști. Pregătirile viflaimului încep cu cel puțin o lună înaintea reprezentației și culminează pe fundal cu împodobirea bradului de Crăciun. Fiecare dintre bobocei își dorește să obțină rolurile din scenetă, iar repetițiile în sala festivă sunt în sine un spectacol. În școală se află azi 56 de personaje care au încercat emoțiile viflaimului. Irozi și irodiade, magi și îngeri, soldați care au îmbătrânit frumos, dar încă își mai amintesc replicile. A tine? Ce alt împărat s-a născut? De unde vine? Aduceți-i aici de grabă! Vreau să știu cu ce fel de treabă au venit și cine vrea să fie stăpân la mine în împărăție. Pentru noi, sărbarea de Crăciun a fost unul dintre cele mai îndrăgite evenimente. Această experiență ne-a oferit oportunitatea de a ne cunoaște mai bine și în același timp ne-a deschis porțile către niște ani spectaculoși și de gimnaziu. Irodiada este un personaj care m-a făcut să mă pun în pielea unui om inteligent și impunător și mi-a făcut curaj să mă deschid ca persoană. Cât despre mine, chiar dacă Irod nu este cel mai bun exemplu de urmat, acest rol a fost o provocare. Fiecare generație își aduce propriul ei aport la sărbarea de Crăciun și așteptăm cu nerăbdare să vedem ce ne-au pregătit cei de clasa 5-a. Irodia de irodie, cine face atâta gălăgie? Cine să fie oare cine? Nu ești tu regele? Nu se cuvine să se închine toți întâi la tine? Ce alt împărat s-a născut? De unde vine? Aduceți-i aici de grabă! Vreau să știu cu ce fel de treabă au venit și cine vrea să fie stăpân la mine împărăție. Ceea ce este însă impresionant e faptul că, după ani și nu puțin, spre școală vin în preajma Crăciunului gânduri și amintiri despre viflaimul. După 8 ani în șaguna, cred că sărbarea de Crăciun și mai ales anul acela în care am jucat amândouă îngerii din viflaim rămân în continuare printre cele mai frumoase amintiri pe care le avem din școală și mai ales emoțiile pe care le-am trăit. Emoțiile, costumele pe care mi-a făcut mama, repetiție din sala festivă, și reușita de a juca în fața întregii școli, ce a creat domnul profesor Apan, rămâne la baza tradițiilor șaguniste de Crăciun. Și întotdeauna ne vom aminti cu drag. Și ca să vedeți că gestul creator al profesorului Apan rodește încă, oriunde lume se află șaguniști, iar viflaimul se transmite din generație în generație, iată mesajul de departe al Ancăi Mircea, șeful de promoție în anul 2008. Astăzi, împreună cu fiul ei, Tatăs. Sunt toate zambiriți, dacă voniți să trăiți fericiți.
Orbit am fost să nu văd slava ta, n-am crept la milă, fie voia ta. Voia lui Dumnezeu în toate să împliniți, dacă voiți să trăiți fericiți. După 22 de ani ne amintim cu drag de Viflaim. De la Geneva, la mulți ani și Aguna! Înțelegem cu toții. Este chiar piesa despre care ne vorbea domnul profesor de limba română și piesa pe care mi-a interpretat-o noi la orele de opțional. Iată! Outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it De când la Shagun am intrat, la sărbare am visat. Să călătorim și noi, măcar spre steaua aceea mare de stei, la care noaptea latră grivei. Let it snow, when we finally kiss goodnight. N-a fost ușor să prinzi un rol. Serios, pentru casting ne-am pregătit. Cu speranță că un rol vom primi. Am stat smirnă, ca la teatru. Ne-am dres glasul și, înflăcărat, în gând am tot repetat. Apoi am visat. Măcar Irod sau Irodiada de-am fi. Timpul se pare că dintr-o dată a intrat în sac și repetițiile s-au intensificat. Outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow, let it snow. When we finally say goodnight, how I'll hate going out of storm. 1, 2, ce frumos și nu se uite niciun înapoi. Și pasările și toți copiii au avut cântând. Și toți copiii muzica au avut. Și 8 cu 8 se cară minișor. Salut! Ești cumva cu asta 5 ani? Da! Și ești în sărbare? Da! Ce rol ți-ai fi dorit? Mi-a fost mai mult rând, e una de ala. Și ce rol ai mai precis? Acum am rândul de narătorul meu de predictare, de scenă ce am înțeles. Și e atmosfera la voi la repetiții? E foarte fain. Și cum ai pasat cincea? Da, sunt! Și ești în sărbare de Crăciun? Ha, nu, sunt. Și de la începutul anului bănesc că ai visat la sărbarea asta, nu? Da! Și ce rol ți-ai dorit? Mi-am dorit foarte mult rolul de mamă, pe care în ferețirea mea l-am și obținut și numele de Baltazar. Wow, ce tare, bravo! Și ce așteptare tu de la sărbarea asta la finalul lui? Că bănesc că chiar v-ați pregătit. Da, aștept să-i facem pe părinți cât mai fericit. Bună, ești din clasa 5-a? Da, sunt. Și ești cumva în sărbarea de Crăciun? Da. Ce rău ți-ai fi dorit cu un sărbare de Crăciun? Că bănuiesc că nemult v-ați gândit la sărbare când ați început. Da. M-am gândit de foarte mult. La început am vrut să fiu Maria, dar până la urmă am ajuns să fiu o prezentatoare. Și eu iubesc rolul. Mi se pare că e foarte special. Perfect. Până acum ați făcut, bănuiesc, multe repetiții. Nu-i așa? Cum e la repetiții? E foarte fain, mai avem și câteva capete din câte. Da.
Și de când a început clasa 5, vorbesc că voi să fiți sărbarea asta de Crăciun care se face. Ce personaj să fi dorit? Eu m-aș fi dorit să am un personaj cu mai multe replici, dar chiar dacă am primit unul cu destul de puține replici, gesticularea ajută la scenă. Și până acum ați avut repetiții? Ați fost la repetiții? Da, am avut repetiții în săptămâni și zilele înainte de sărbare. Foarte interesant. Și ce așteptare de la sărbare? Aș vrea să iasă totul bine și să... să iasă totul bine. Deci mă găsă zicea? Da. Și ai un rol să luai Crăciun? Da, am. Bănesc să te pregătești pentru a trebui la ajutorul, nu? Da, te pregătim. Are de opțional. Super. Și ai creat rolul pe care l-ai văzut? Da. Ce rol? Irodiata. Wow, ce tare. Am o întrebare pentru tine. Ce așteptări vrei să fac? Niște așteptări foarte mari, pentru că ne pregătim foarte mult. Nici decorul nu l-am uitat. Tot noi ni l-am imaginat. Ne-am căznit să fie frumos, pe sus și pe jos. Magii i-am desenat cu creta. Ei privesc aceeași stea, care a făcut naveta. Am desenat un brad, o iesle și un prunc. Apoi, din când în când, am luat păsări și din gând. Merry Christmas, everyone. Am măsurat și am probat chiar și scena. Nu cumva, de emoție, să ieșim din reprezentație. Dacă o să vi se pară prea mică trupa, s-o priviți cu lupa. Astfel, o să vedeți cele mai grozave personaje din spectacolele școlărești. Nici în pauzele de la repetiții nu puteam să ne stăpânim talentul. Iată-ne într-una dintre pauze, muncind pianul din sala festivă și, arătând că suntem capabili, a desăvârși orice rol. Vorba aceea, posesorul unui talent este și victima talentului său. În sfârșit, visul ni se va împlini, dacă vreun accident nu se va ivi. Vă invităm și pe voi să-l trăiți, călătorind prin cele 7 lume ale visului. În lumea penițelor transformate în instrumente muzicale ați fost deja. Urmează să pășim în alte câteva lumi, de vers, de cântec și de zbor, alături de corurile noastre, de colegii scusiți a vorbi franțuzește, de talentați soliști și agoniști, de invitați speciali, de colindătorii din țara lui Lerui Ler și de magii, care au purces odinioară după minunată stea și a căror poveste trebuie numai decât să o aflați. Stați că vă spun eu povestea aceasta, de nu vă plăcea cum o spun. A fost odată un crai pe nume Melchior. Dar stați! Aceasta este povestea noastră! Singuri ne vom spune distinșilor oaspeți aici de față. Hopa. Cine ești? De unde vii? A cui cale o ații? Eu sunt Baltazar. Rege, nu tâlhar, și la Babilon se află al meu tron. De adevărat că ești împărat. Ce cauți pe drum la ceasul de acum? Astă noapte în vis, cerul s-a deschis și am văzut o stea în care scria în cruce frumos Iisus Hristos. Neștiind aste semne, ce puteau să însemne, plecai după stea, poate voi afla... Dar tu cine ești care mă oprești? Eu sunt craiul Melchior, împărat și vrăjitor, și mag foarte învățat, ce dă tuturor sfat și care citește în stele faptele bune și rele. Pe cer văzui o mândră stea cu coadă, care cobora spre pământ, mânată parcă de un vânt. Steaua pe cer se oprea lin deasupra la Ierusalim. Atunci am priceput de-ndat că s-a născut un împărat, puternic, sfânt și înțelept,
ocrotitor al celui drept, am puci de smirn într-un ulcior și luai cărarea la picior, să-l caut și să-l găsesc, să mă închin lui și să-l cinstesc. Ochii mei parcă s-au deschis, cred că ne potrivim în vis. Steaua s-arată sus, e un semn că s-a născut Iisus. Nu vrei atunci să vii cu mine să-l găsim? Ba vreau, dar ia stai, cine vine? V-am ascultat vorbind, mă iartă, și eu sunt rege, dar de șatră, și alerg cerșind din poartă în poartă, căci sărăcia nu mă iartă. Neștiind unde mă mai duce, poposi colera scruce, și-am dat în bobi cu linte fiartă, să-mi aflu soarta în oală spartă. Când colo în loc se încurce, bobii s-au risipit în cruce. Am stat mult timp la îndoială, ce e asta îndoială? Însă când v-am auzit, gândul mi s-a limpezit. Semnul sfânt am înțeles, undeva pe lume s-a născut anume un mândru fecior, Domn Mântuitor. Asta e o minune, ce nu vă pot spune? Hai să-l căutăm, poate că aflăm. Igodia de Igodie, cine face atâta gălăgie? Ce să fie, stăpâne? Au venit trei crai de la răsărit, prin tot târgul au umblat și pe toată lumea au întrebat unde s-a născut un împărat. Cine să fie oare cine? Nu ești tu, regile? Nu se cuvine să închine toți întâi la tine? Ce alt împărat s-a născut? De unde vine? Aduceți-i aici de grabă! Vrea să știu cu ce fel de treabă au venit și cine vrea să fie stăpân la mine în împărăție. Iată-i! Spuneți-mi ce căutați și încotro vă îndreptați. Ca să aflăm pe Mesia, cel prezis de Ieremia. Eu sunt Irod împărat și aici al meu palat. Țara peste care am fost așezat și cred în zeii pe care am apucat. Ce mă tot amăgiți cu prorocia? Una știu, că sunt singur împărat aici. De lucru despre care n-aveți știință. Una să știți, eu apăr ce-am preluat și dacă ridicați un alt împărat, veți afla că a mea urgie îi va lovi cu strășnicie. Chiar de vei cuteza, să știi că e greu să te împotrivești lui Dumnezeu. Soldați înarmați, de grabă îi luați și în temniță îi băgați. Dar dacă vor fi având dreptate, ei în temniță pot pieri și împăratul nou tot ce va ivi. Irod, prealuminate, ascultă-mă, fă bunătate, oaspeții tăi cinstește și cu puțină viclenie poți afla mai multe decât cu strășnicie. Dacă ce spuneți voi e adevărat și dacă s-a născut un împărat, căutați și dacă îl găsiți și pe mine să mă vestiți că vreau și eu să vin la el să mă închin. Voi, trei crai de la răsărit, ce spre stea ați călătorit, pruncul atât a căutat, nu s-a născut într-un palat. Cel ce va scăpa lumea de nevoi s-a născut într-un staul printre boi. În jurul lui păstori și îngeri cânt, Domnului slavă pace pe pământ. Stăpâne, ți-am adus un bulgărendar, scos din pământ, dar fața-i lucitoare. Pare că fură razele de soare. Eu smirnă ți-am adus și eu tămâie, ca mirosul ei bun să te mângâie. Trei crai de la răsărit, întoarceți-vă acum, însă luați-o pe alt drum, pentru că Irod împărat a pus gând rău pruncului minunat. Iar tu, Iosife și Marie, fiți gata de călătorie, puneți pruncul pe o asină și fugiți în țară străină. Iar voi,
care astă seară ascultați, voia lui Dumnezeu în toate să împliniți, dacă voi să trăiți fericiți. Fără doar și poate, sunt foarte talentați colegii noștri din clasa 5-a, însă eu am fost fermecată de ora de dictare, de la începutul spectacolului nostru. Ai auzit, Ariana, pasărea liră, pasărea liră, oare cum o fi arătând aceasta? Pasărea liră trebuie să semene cu pasărea care nu e, iar aceasta, la rândul ei, seamănă cu multe păsări, fiindcă viețuitoarele care nu sunt seamănă cu cele care sunt. Dar cele care nu sunt nu au nume. Nu-i vina lor că cel ce le face pe toate a uitat să le facă și pe ele. Pasărea care nu e visează să nu mai fie un vis. Ar vrea să știe dacă poate să deschidă ciocul, dacă are aripi, dacă nu își pierde culorile când se cufundă în apă ca o pasăre adevărată. Ar vrea să se audă cântând. Dar o poate face. Își poate auzi glasul, muzica pe care ne-au pregătit-o colegi mai mari cu rafinate voci din corul școlii, dar și colegi din coruleț, care aspiră toți de pe acum la statutul de membru al Marelui Cor Șagonist. Acestora li se adaugă soliștii Claudiu Benga din clasa 10-E, Delia Ciura din clasa 10-F și Maria Stroi din clasa 10-E. Bună seara tuturor! Piesa pe care am să o interpretez îi aparține lui Vasile Mardare și se intitulează Ninge fără tine. Se lasă la plecarea ta. Crăciunul bate la fereastră. Ce rece la mine în casă și iubirea mea. E un colind din moartea noastră. Cine știe în zori te voi afla. Vom rătăci la nesfârșit. Iarna mă arde, pune-n foc inima mea. Nu pot să spun bine ai venit. Drumul până la tine soarea mi-l va ține. Valul alb îmbracă toată ființa mea. Iar ninge, fulgi grei te caută în zare. Ninge, cine să te afle oare? Ninge, de-atâta ger am obosit. Eu te-am pierdut în soarea nealbit. Mm-hmm.
rază de soare plânge la venirea ta. Colindătorii uită plugul, lacrimi de dor vor stinge suferința mea. Și din neant vor arde rugul, flăcări nestinse drumul ți-l vor lumina. Steluțe colorate în păr se vor salva, te vor culege din argint. Valul alb îmbracă toată ființa mea, iar ninge. Fulgii grei te caută în zare, ninge. Cine să te afle oare, ninge. De-atâta ger am obosit, eu te-am pierdut în soarea nealbit. Drumul până la tine, din soarea mi-l va ține. Valul alb îmbracă toată ființa mea, iar ninge. Fulgii grei te caută în zare, ninge. Cine să te afle oare, ninge. De-atâta ger am obosit, eu te-am pierdut în soarea, eu te-am pierdut în soarea, eu te-am pierdut în soarea nealbit. Mulțumesc.
clasei, sunt corulețul, prima dată pe scenă, vă rugăm frumos să îi aplaudați, să-i încurajați. Mulțumim mult! Și a fost acompaniat la chitară de colegii lor Eric Gödri și Matei Mureșan din clasa a 7-a. Mulțumim frumos!
seara, mă numesc Delia Ciurea și sunt din clasa 10F și voi interpreta melodia Din cerul ninge alb de la Andra. Suntem iar toți acasă, seara e mai frumoasă. Versuri dintr-un cântec vechi, parcă le aud dintr-o altă iarnă de demult. Din ceruri ninge alb, curat și cald și blând, și ninge seara, sunt Stroie Maria și astăzi vă voi cânta De Crăciun de Elena Gheorghe. Mm-hmm.
De Crăciun, de Crăciun, să ne iubim, să fim mai buni. Stele mii, bucurii, oamenii mari sunt iar copii. Crăciunul e ca o poveste cu miros de brad. Am așteptat cu nerăbdare să fie totul alb. Barba lungă, părul de argint, e chiar moșul cu sacul plin. Oh, 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 pentru toți are un cadou. De Crăciun, de Crăciun, să ne iubim, să fim mai buni. Stele mii, bucurii, oamenii mari sunt iar copii. De Crăciun, de Crăciun, să ne iubim, să fim mai buni. Stele mii, bucurii, oamenii mari sunt iar copii. Tot orașul iluminat, bradul împodobit. Moșule, n-ai nicio scuză, te aștept să vii. Nasul roșu înghețat, e vreme acum de colindat. Oh, 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 e Crăciun din nou. De Crăciun, de Crăciun, să ne iubim, să fim mai buni. Oamenii mari sunt iar copii. De Crăciun, de Crăciun, să ne iubim, să fim mai buni. Stele mii, bucurii, oamenii mari sunt iar copii. De Crăciun, de Crăciun, să ne iubim, să fim mai buni. Stele mii, bucurii, oamenii mari sunt iar copii. De Crăciun, de Crăciun, să ne iubim, să fim mai buni. Stele mii, bucurii, oamenii mari sunt iar copii. De Crăciun. Mulțumesc.
și polei, se aud viață, plac și se aud și clopoței. Copiii se aduc, e obicei străbun. Veniți, colindăm în seara de Crăciun. La 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 la. Se apropie minunea, ne spun un glas duios, fiți veți cei mulțumim frumos! Voiam să, înainte să continuăm cu programul nostru din această seară, voiam să vă spun că am cântat și a doua și a treia piesă. Sunt compoziții ale unor domni brașoveni, domni compozitori brașoveni, și anume domnul Ion Criveanu și domnul Dan Pavelescu, pe care am avut bucuria să-i am profesori. Totdeauna îmi place să introduc în programul nostru piesele compozitorilor brașoveni, pentru că așa mi se pare corect să îi cunoaștem și să ni-i cunoaștem. În continuare veți asculta tot o piesă a domnului Criveanu, se numește foarte frumos Era de ajun. Și shall I speak in English? Or you have a translation? Perfect, thank you. Thank you. Yes. Următoarea piesă este tot a domnului Criveanu, o să auziți o piesă foarte frumoasă și sensibilă, se numește Seara de ajun. Și vom încheia recitalul nostru cu Carol of the Bells, nu înainte de a o prezenta pe pianista noastră, dacă mă lasă lumea de sus să vorbesc, ar fi super, pe pianista noastră dragă, pe Elena Rusu, care este absolventa colegiului nostru. A absolvit colegiul nostru în 2019, este studentă la medicină în anul 4, dar pentru asta continuă să ne susțină, să ne fie alături cu fiecare ocazie și suntem foarte bucuroși și îi mulțumim din tot sufletul pentru tot efortul pe care îl face. Și acum ne vedeți atât de mulți, dar să știți că printre coriștii din fața dumneavoastră nu se află numai actuali coriști, ci și foști coriști. Și aș vrea să vin aici în față să vi prezint Teo Enache, Andreea Sicoe, Alexandra Comăniciu, Ilinca Cojocaru, Maria Suciu, Ana Ciupală, Liana Moșneanu, nu vă văd, așa, Bia Dumitru, Bogdana Parhon, Andreea Chivu, primul și întâiul prinț din corul nostru, Andrei Popescu. Și Ruti Dărăgușin, vă mulțumim că ne sunteți alături, mulțumim frumos! Ei sunt cei care au predat ștafeta și acum tradiția merge mai departe. Mulțumim!
mulțumim frumos, încheiem recitalul nostru din această seară, dar nu înainte de a îi mulțumi prietenului și colegului nostru Claudiu Roșiu, care a venit special de la București ca să sonorizeze toată această sărbare. Deloc ușor și voiam să le spun fetelor, nu știu, dar probabil că știți că doamna director ne-a făcut un cadou cu ceva timp în urmă și ne-a scris la un festival la Roma. Vom pleca din 7-11 martie și voiam să le anunț pe fete că avem biletele de avion, a venit moșul. Plecăm, dar avem și de treabă. Da? Da, mulțumim frumos, vă mulțumim, doamna director, pentru bucuria pe care le-ați făcut-o copiilor și mie, bineînțeles. Și le mulțumim tuturor oamenilor de bine și cu suflet mare care au făcut posibilă această deplasare. Vă mulțumim din suflet să aveți sărbători cu tot ce vă umple inima de bucurie și cu pace și liniște în suflete și în case. Mulțumim! Am la tunică 1, 2, 3 butoni, 4 butoni, 5, 6, 7, 8 butoni, 9 butoni, 10, 11, 12, 13, 14 butoni. Am la tunică și de mile butoni, mile butoni. Auzi, Iulia? Tu știai că tenorul de buton vine din limba franceză? Desigur, vocabularul nostru la limba franceză nu se limitează la portocale, ciocolată, păpuși,
iepuri, pui și diminutive. El se îmbogățește pe zi ce trece. Ca să-i convingem și pe invitații noștri de aceasta, veniți, dragi colegi, să le arătăm cum stau lucrurile cu Crăciunul pe franțuzește. Dans un coin, le sapin a des branches toutes blanches. Dans un coin, le sapin attend Noël pour demain. Les flocons tournent en rond, c'est le manège de la neige. Les flocons tournent en rond, mon jardin est en coton. Le traîneau, tout là-haut, quelle merveille, Père Noël! Le traîneau, tout là-haut, apportera des cadeaux. Mes souliers bien cirés, près de la cheminée. Mes souliers bien cirés seront remplis de jouets. Trois petits sapins se donnaient la main, car c'était Noël de la terre au ciel. Prirent le chemin menant au village jusqu'à l'étalage d'un grand magasin. Là, il se couvrit de tout ce qui brille, boules et bougies, guirlandes pour luire, et se retourne la main dans la main par le beau chemin de l'étoile claire. Jusqu'à la forêt où minuit sonnait, car c'était Noël de la terre au ciel. Je, Noël, Spla. Je m'appelle Spla le chat. Je ne mange ni souris ni rat. Je suis fan du Père Noël, de Saint-Eneux et de Sorène. Toute l'année, j'étais très très gentil avec mon parent, ma sœur et Héry-Souris pour tant avoir un très très gros cadeau. Je crois qu'elle va un petit peu top. Un sapin en vedette. Michael est ce bel arbre qui trône au milieu du salon. C'est la vedette de la saison, aussi pichu, c'est le beau marbre. Il est temps, à pesant, de le décorer, car Noël arrive à grands pas. Guirlandes, boules et choses sympas sont tout pour les sublimer. Cadeau bien emballé, papier doré ou argenté, ruban et tribouchon de mes petits chansons. Un hélicoptère pour mon petit frère, des crins couleurs pour mon grand sœur, des bigotis pour ma mamie, un tapis pour mon papi, des diamants pour ma maman, un harmonica pour mon papa et pour moi. Tu ne sais pas. Oh là là. Să știți, dragi colegi, că și în lumea micilor viețuitoare se învață limbile străine. Da, da, vara aceasta, ieșind într-o zi în livada bunicilor, am surprins, pe când soarele vărsa pe pământ bucuria lui de argint și de aur, am surprins o furnică vorbind franțuzește, latinește și iavanește. Asta zău nu există! Zău nu există! Există, în schimb, fluturi scriși pe aripi, ca niște scrisori împăturite în două, căutând adresele unor flori. Cum? N-ați văzut niciodată o funică lungă de un stânjen cu o borsalină cât roata pe cap? Asta zău nu există, zău nu există. Mai zic și eu să fi văzut o libelulă care să-și îngrijească oftalmia, să tragă de la un capăt al altului al râului și să-și înmoaie ochii umflați în apă rece, să pârâie ca și cum ar zbura cu electricitate. Redeți cât vreți. Eu am văzut în fagurile mare de lumina lunei dimineți o furnică trăgând la un car plin de pinguini și canari. Asta zău nu există! Zău nu există! Și de ce nu? Ne-o vor dovedi acești talentași agoniști care ne vor purta prin cântarea lor printr-o mie de alte lumi, cu alte făpturi, cu alte stele, cu alți soi.
să întâmpinăm cu aplauze pe Oana Enescu din clasa a 11-a D, Bianca Chivu din clasa a 10-a E și Daria Rotaru din clasa a 11-a E. Poate nu și-au auzit numele suficient de tare, o să mai zicem o dată. Oana Enescu, Bianca Chivu și Diana, Daria Rotaru, dar pe rând, așa, încet, încet. Bună seara! Ciao. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town, Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's shaking it twice. Bad August or
Bună seara! Did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm a storm with his hands? Did you know that your baby boy has walked through angels' throne? Your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Mary, did you know? Oh, the blind will see, the dying child you're holding is the great I am. Ooh, Mary, did you know? Mary, did you Dragă Daria, spune-mi, te rog, ce noapte a lipsit unei sărbări desăvârșite la Șagună. Păi, să vedem. Dacă pentru a face o poiană s-ar cere un trifoi și o singură albină, un trifoi și o albină și o visare. Dar și cu o simplă visare se poate, când albinele sunt numărate. Pentru sărbarea de Crăciun de la Șagună e neapărat nevoie de prietenii noștri din cuvintetul Anatolii.
Vă urăm cu bucurie, ce e rău să nu mai fie, să se ducă în pustie și înapoi să nu mai vie. De acum până în vecie, pace pe pământ să fie, de acum până în vecie, pace pe pământ să fie. La mulți ani florile d'albe, la mulți ani florile d'albe, viață lungă, sănătate, toți de bine să aveți parte, cei mai mici, mai mari să crească, cei mai mari să înflorească. Ca stejarul să-nverzească și ca el să-nvătrânească. Ca stejarul să-nverzească și ca el să-nvătrânească. La mulți ani florile d'albe, 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 la mulți ani cu voie bună și cu toții dinpreună. Vă urăm cu bucurie, ce e rău să nu mai fie, tot pe bine să aveți parte, viață lungă, sănătate, de acum până-n vecie, pace pe pământ să fie. La mulți ani florile d'albe, 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 la mulți ani, mulți ani. Da, tina e din bătrâni, din oameni buni, noi vă zicem să trăiți și ca pomii să înfloriți. Să se ducă dintre voi orice rele și nevoi, noi vă zicem să trăiți într-o mulți ani fericiți, într-o mulți ani fericiți. Noi vă zicem să trăiți într-o mulți ani fericiți. Vă mulțumim! De obicei, Andrada vorbea între piese, dar cred că a vorbit mai mult înainte. Și... Ia sculați, sculați, voi băieri bogați și voi vă uitați, ca gură de cale, spre soare răsare, vouă vi se pare că soare răsare, nu soare răsare, vouă vi se pare. Că dincă te plai, hergelii de cai, din grădin de rai, caii nechezând și mânjii sărind, cu codița-n baltă, baltă răsucită, baltă răsucită, traul polenită. Ia sculați, sculați, voi băieri bogați și voi vă uitați, pe-a gură de cale, spre soare răsare, vouă vi se pare că soare răsare, nu soare răsare, vouă vi se pare. Că vin către voi, turme mari de voi, pe plai cu trifoi, oile păscând și miei izburdând, cu codița-n baltă, baltă răsucită, baltă răsucită, traur polenită. Ia sculați, sculați, voi boieri bogați și voi vă uitați, pe-a gură de cale, spre soare răsare, vouă vi se pare că soare răsare, nu soare răsare, vouă vi se pare. Ia sculați, sculați, voi boieri bogați, ia sculați, sculați, ia sculați, sculați, ia sculați, sculați, ia sculați, sculați. Sculați, sculați, boieri mari, florile d'albe, sculați, voi români plugari, florile, florile d'albe. Că vă vin colindători, florile d'albe, noaptea pe la cântători, florile.
umblați voi români în plugari, florile, florile, că vă vin colindător, florile dalbe, noaptea pe la cântător, florile, florile. Dar boierii nu s-a acasă, florile dalbe, de-au lăsat colaci pe masă, florile, florile, c-au plecat la vânătoare, florile dalbe, la vânat de căprioare, florile, 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 frumos, veți asculta în continuare un colind din Muntenia, se numește Aici, în ceastor curți. Leruiler rici în ceastor curți, hici în ceastor curți, leruiler și în ceastor domni, leruiler și în ceastor domni. Hici în ceastor curți, hici în ceastor curți, leruiler născut, mi-au crescut, născut, mi-au crescut, leruiler doi merdaurei, leruiler doi merdaurei, mi-au crescut, născut, mi-au crescut, doi merdaurei, doi merdaurei, leruiler de toamnă, săldiții de toamnă, săldiții, leruiler de varăm, floriții, leruiler de varăm, floriţile, toamnă, sădiţile, de varan, floriţile, doi merdo, merdaurei, doi merdo, merdo. Lerului la tulpin de meri, la tulpin de meri, leruiler mesei de boierii, leruiler şi de negustori. La tulpin, tulpin de meri, mese, mese de boierii, la tulpin, tulpin de meri, mese de boierii, leruiler cum e la ajun, cum e la ajun, leruiler și la Moș Crăciun, leruiler și la Moș Crăciun, leruiler, tulpin de meri, leruiler de boieri, leruiler cum e la ajun, cum e la ajun, leruiler și la Moș Crăciun, leruiler și la Moș Crăciun, leruiler și la Moș Crăciun, leruiler și la Moș Crăciun. La mulți ani cu bine și cu sănătate, 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 la mulți ani cu bine și cu sănătate. Le. Mulțumim. Mulțumim frumos! Vă invităm să cântați alături de noi la refren, că la strofă poate ne încurcăm. Doar la refren. Jingle all the way.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Oh, oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Boom, jingling, boom, jingling. Now the ground is white. Blow it while you're young. Take the girls tonight and sing this sleighing song. Just get the bobtail bay to 44 in speed and hitch him to an open sleigh and crack, you take the lead. Come with us and hear those jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open jingling, 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 jingling open sleigh. Mulțumim. Mai cântăm? Da. Haideți să vă zic o poezie. Ho. Season to be jolly, fa la 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 la. Fill the glasses, raise the wassail, fa la 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 la. Sing the ancient Christmas carol, fa la 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 la. Do 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 do. See the flowing bowl before us, fa la 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 la. Be do pa. Start the band and join the chorus, fa la 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 la. Follow me in merry measure, fa la 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 la. While we sing of mirth and pleasure, while we sing of mirth and pleasure, while we sing of mirth and pleasure, fa la 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 la. Boom 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 boom. La 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 la. La 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 la. Miles of the wind and weather. Fa la 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 la, fa la 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 la. Merry, 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 very merry Christmas to you. Mulțumim. Mulțumim frumos! Încheiem recitalul nostru. Nu vrem să vă mai reținem foarte mult atenția. Mai urmează un moment. Da. Le zici tu? Zici tu poezia? Zici tu poezia? Dacă v-a plăcut ce ați auzit în această seară, vă așteptăm vineri, 23 decembrie, de la ora 19:30, la Biserica Sfinții Petru și Pavel, din strada Mureșenilor, la deja devenitul nostru
concert tradițional de Crăciun. Se intitulează Armonia Colindelor și vă așteptăm cu mare drag. Biletele, te rog. S-au pus în vânzare. Și cred că... Mai sunt doar câteva. Puteți încerca. Online. Oriunde. La librăria Știu Iosif sau la sala? Patria. Până la ora 20 și un pic. Și vă mai mulțumim. Spunem un secret, le găsiți și online. Am zis. Mulțumim. Vă așteptăm cu mare drag. Mulțumim. Ne întoarcem acasă, pentru că unde este mai bine decât acasă? La Șaguna. Da, la Șaguna, acasă. Da, Șaguna e acasă. Și veți asculta o suită de colinde populare și oarecum vom face trecerea către momentul următor. Mulțumim! Flori de mărcat la fereastră, bună sară în gazda noastră, ea deschide să ne audă
d'albe flori, d'albe flori, d'albe flori, d'albe flori. Scoală gazdă din pătuți, florile d'albe, și ne dă în colăcuți, florile, florile d'albe. Că mămuca n-a făcut florile d'albe, si tărară n-a făcut florile, florile d'albe. Flori pe când se t-au căpătat florile d'albe, ca a ta-i sopra. Cuptorul a tocmit florile d'albe, anul lor și zânit florile, florile d'albe, florile d'albe, florile, florile d'albe. Doamne, scoală, gazdă bună, scoală, scoală, gazdă bună, zâurel de zâurel, zâurel de către ziua, că vă ducem o cunună, că vă ducem o cunună, zâurel de zâurel, zâurel de către ziua, e cununa Domnului, e cununa Domnului. Zâurel de zâurel, zâurel de către ziua, s-o lăsăm la voi în casă, s-o lăsăm la voi în casă. Zâurel de zâurel, zâurel de către ziua, rămâi gazdă sănătoasă, c-ai primit colinda noastră. Zâurel de zâurel, zâurel de către ziua, zâurel de zâurel, zâurel de către ziua. Sărbători fericite! Sărbători fericite! Vă mulțumim! Mulțumim. Ce glasuri se aud din depărtare? A, trebuie să fie vestiții colindători, ce vin din țara lui Lerui Ler, vestea nașterii Domnului să ne aducă. Să încetăm o clipă gălăgia din gând și pe cei de la minisat să-i ascultăm colindând. Și nu va duc niciun rău și va...
Când eram mai mititel, umblam cu tata plugărel și o zis tata odată: trage pinge, mai potrânge! Și am împins și am tras și iată-te cu ce-am rămas, cu un colac mândru frumos ca și pielea lui Hristos, cu un colac mândru de grâu, așa să ajute Dumnezeu! Este un pomar.
dar am rămas singure. Toată lumea a plecat, că povestea lecție s-a terminat. Și n-o să se mai spună odată, numai fiindcă ați rămas voi cu gura căscată. Știți bine, la școală ora nu se repetă. Dacă vreți, mergeți acasă, puteți închide bine ușile, dacă vă e teamă sau rușine, și faceți și voi serbare cu păpușii. Mulțumim tuturor profesorilor implicați, aș dori să-l felicit pe domnul Cezar Boghici, dumnealui este cel care a coordonat cea mai grea parte a serbării. Da. Într-adevăr, voi sunteți câștigătorii acestei seri. Pentru dumneavoastră și voi primiți ceva dar un pic mai târziu în clasa voastră. Deja sunteți foarte curioși ce se întâmplă probabil acolo. Vă dorim sărbători fericite și ne vedem la anul. O seară bună!